Guys, am revenit cu un nou episod din Stumble Guys și bineînțeles suntem în turneu pentru că prima dată în episodul trecut, sigur l-ați văzut, am câștigat faza întâi, da? Uitați câte calificări am avut, 7 calificări din 10. Mie mi se pare că am avut un scor foarte bun, ceea ce ne-a plasat pe poziția 39-40. Jocul e puțin indecis dacă suntem pe 39 sau 40, dar top 160 de player au mers mai departe, deci sigur mă calific și eu printre ei. Și asta jucăm în faza a doua. Sperăm să ajungem în faza a treia, pentru că la turneul trecut al lui Mădălin de ziua lui am rămas la faza a doua, efectiv acolo am pierdut. Dar de data asta, pentru că este și ziua României, sperăm să avem noroc și să mergem mai departe. Hai să ne uităm puțin la grupe. Mama s-a calificat asta cu 10. Asta face parte din grupa mea. S-a calificat cu 10 win-uri. Wow, ce bun e tipul ăsta. Și să văd show matches. Ah, ok, arată fiecare match. Bun, 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 e mișto. Vreau să văd și eu unde sunt, 39-40, vreau să-mi văd și eu numele aici. Iau, telemnariu YouTube, telemnariu YouTube. Bun, și să mergem rapid, repejor și la ultimul loc, adică la cel de pe locul 160. Sunt foarte curios cu câte puncte s-a calificat. Cred că cu 6 win-uri ar trebui să se califice. Deci, dacă mai pierdeam, nu, mai aveam multe de pierdut, mai aveam. Apa, nu, uite, chiar și cu 5 te calificai. Uite, uite, ăștia de ce apar așa închiși? Uite, chiar și cu 4 te calificai? Ok, cu 4 dacă aveai noroc, uite, 160, botul 3000, pentru că ăsta, BB Rig, nu s-a mai calificat din păcate și avea tot 4 câștiguri și 6 loseri. Stai să vedem să nu fi trecut cele 2 minute. Ah, la fix, hai să-i dăm play. Că era 0-0, intrăm în faza a doua a turneului și sperăm să luăm și noi din prize-ul ăsta, măcar acolo 100 de gemuri ca să ne scoatem banii și să facem gemuri pentru... Pass, pentru Stumble Pass. Stați așa că Toma, ce mi-a apărut pe TikTok să fac un TikTok now, așa că o să fac unul cu mine și cu turneul. Hai să vedem. Nu uitați că vă aștept și pe Instagram să-mi dați acolo un follow, vă rog eu din suflet, pentru că vreau să fac 100.000 de follow-uri pe TikTok, pe Instagram până la sfârșitul anului și la fel și pe canalul ăsta, așa că abonați-vă peste tot. Haideți, guys, să fim cât mai mulți, să facem o comunitate frumoasă, să rupem România asta la jocuri și la ce vreți voi o rupem. Din ce mă uit eu aici la numele concurenților, se pare că sunt alții față de luna trecută, deci ne-a dat cu unii mai buni, cred că de unii de nivelul nostru care erau acolo tot cu 7 victorii. Ceea ce înseamnă că o să picăm cu niște adversari mult mai buni, dar e logic, cu cât avansezi mai mult în turneu, cu atât pici cu oameni care sunt mai buni. Hai să vedem ce hartă ne-a pregătit Mădălin aici, or fi aceleași, chiar nu știu. Nu știu dacă la un turneu se păstrează absolut aceleași hărți până la sfârșit. Mamă, ce skin-uri legendare au băieții ăștia, speciale de-astea. Ok, ok, hai, poate fără special, poate reușim să câștigăm, ne ștergem repede pe mâini că suntem transpirați. Mamă! Voi vedeți ce pregătiți sunt oamenii ăștia, că direct s-au dus pe viteză. Este tată GG. E clar, e clar, omul ăla e bun dacă a zis GG. E bun rău de tot dacă a zis GG. Avem, văd că unul eliminat, probabil era AFK sau ceva. Dar uitați ce repede se mișcă băieții ăștia. O fi de la skin-urile speciale? Nu cred, n-ar trebui. Hopa, rămâi acolo. Îl blocăm, îl blocăm, îl blocăm. L-am blocat pe ăla. Ah, nu, a sărit în ultimul moment. Mamă, de ce zice lumea GG? Hai să zic și eu, hai. Hai să zic și eu, hai. Hai să zic și eu, hai. Oh my god, oh my god, nu mă bloca, nu mă bloca, nu mă bloca. De ce GG, măi, băieți, măi, că încă nu s-a terminat, nu ziceți GG. Mamă, deci sunt bun, deci până acum n-a fost niciunul eliminat și o să vină alea grele, eu nu o să pot să trec de alea grele, o să vedeți. Dar acum încercăm, n-avem ce să facem, suntem deja în turneu, ar fi culmea să-l părăsim acum fără să încerci, deci important e în viața asta să încerci să faci orice, orice ca să reușești, că dacă nu încerci, nu o să reușești, logic, pentru că nu încerci. Hai să vedem, săriți voi acolo, spargeți voi alea, eu vreau doar să trec așa, liniștit, încet. Rip. Nu, ieși! Ieși din funcția de emoji. Mamă, ce era să pierd pe ăla, pentru că am vrut eu să fac pe deșteptul. Am vrut eu să fac pe deșteptul. Nu, slab, mă, sunt slab, eliminat. Ah, round over, da. Dacă mai rezista măcar un zid de la... Dar ăla e cel mai greu zid de la, încă n-am înțeles cum trebuie să trec, cum pot să trec. Trebuie să sar pe chestia aia ca să mă arunce mai departe. Deci am început prost, că am început cu un lose. Dar să sperăm că la următoarea hartă o să ducem mai bine. Iau, te eliminat. Aoleu. Aici oare top cât se duc mai departe? Că am văzut că sunt din 800, tot 160. Că atunci este foarte greu. Din 800 de player. Hai să vedem ce hartă o fi tot aia.
Budpeș? O fi tot Budpeș? Ia să vedem. Nu! Este cea cu laser. Ok, ok, cred că la asta ne descurcăm puțin mai bine. Se pare că sunt alți playeri aici, s-ar putea... Da, doi dintre ei sunt aceiași, dar restul sunt diferiți. Hai să sperăm, să sperăm că reușim. E vreunul AFK, mamă, era să cadă în laserul ăla, că mă uitam dacă e vreunul AFK. Trebuie să mă concentrez pe joc. Gata, guys, o să vă las puțin acolo singurei, ca eu să mă pot concentra pe joc și să sar bine. O să vorbesc că gura oricum îmi merge, nu-i problemă. Și nu știu dacă ai... Oh, era să vină laserul. Nu știu dacă ai apăsat încă butonul ăla de like. Dacă nu te-a jucat să o faci, știu că cerșesc multe like-uri, dar like-urile ajută algoritmul ca să ajungă videoul la cât mai multe persoane. De asta ajută like-ul și în plus văd și eu că apreciați seria asta și mai facem. Dacă vouă vă place o serie, eu mai fac. Și câteodată like-ul vostru mi-aduce și noroc. De exemplu, când am deschis toate am învârtit la roata ca să ne pice skin-uri, like-urile voastre chiar mi-au adus noroc, pentru că acum am destul de multe legendare. Ok, a fost o săritură grea aia, dar nu imposibilă. Hai să sărim încet și aici, cât mai repede pe partea asta, că dacă sărim pe partea asta, uitați ce urmează, fraților. Uitați ce vine, uitați ce vine, din toate direcțiile vin laserele astea. Și încă n-a fost eliminat nimeni, încă n-a fost eliminat nimeni. Adică o singură persoană, dar e ca și cum n-a fost eliminat nimeni. Mamă, 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 ce se întâmplă aici? Trebuia să sar doar o dată, mă, și le săream pe toate trei. Of, deci nu pot să cred că am pierdut la asta. Se vede că sunt concurenți mai buni din faza a doua, se vede, se simte. Uitați-vă la aici ce bine sar, iau-te. Bam, bam. Oh, a fost eliminat, bun. Hai să mergem în runda următoare. Hai să vedem, se pare că ne-au schimbat majoritatea concurenților. Să sperăm că sunt ăștia mai slăbuți puțin, ca să avem și noi o șansă să câștigăm acolo câteva win-uri. Cu skin-uri de găinușă. Am impresia că găinușă, de asta, curcan. Am impresia că curcanii ăștia mă încurcă, ca în joc, cum te curcau la început, știi? Opa, mamă, mamă, era, uite, bă, te blochează, mă, oamenii, mă, nu-i frumos, mă, nu mai blocați. Opa, stai că am sărit prost, sare odată. Băi, ce bulancii mă încurcau! Mă încurcau! Efectiv, stăteau în capul meu ca să nu pot să sar, deci nu cred așa ceva. Wow! Bun, hai să ne separăm puțin de oameni, că se pare că nu e ok. Nu e ok. Deci curcanul ăsta e nenorocit rău de tot. Ia să-l încurc și eu pe el. Ah, n-am reușit. Nu-i nimica, mergem mai departe. Ha! Ha, ha, ha. Mamă, ce se încurcă oamenii între ei. N-am văzut așa ceva. Ia uite, mă, ce se încurcă, mă, între ei, mă. Uite cum pierd eu, mă, că m-a încurcat el. Mamă, am revenit. Ce ha-ha, mă, stai liniștit, mă, stai liniștit că te-am făcut, măi. Să-mi spuneți în comentarii, sunt foarte curios dacă voi m-ați găsit în vreun joc. Dacă am jucat împreună până acum, sunt foarte curios, că voi îmi vedeți numele Lemnarul YouTube. Mamă, 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 stai, că ăștia-s băieți ăștia de fac scheme de-astea grele. Cum n-ai bea fac ăștia săriturile astea, mă, frate? Hai. Calificat ca răbas în aer! Am știut eu că dacă sar destul de sus, e posibil să mă calific. Bun, mamă, prin noroc, fraților, prin noroc. Dar e bine că mergem mai departe. Avem și noi o victorie aici, așa. Avem și noi o victorie. Iată, ați calificat măcar unul. Mamă, suntem pe locul 300 din 400. Ar trebui, cred că, să le câștigăm pe toate ca să ne le calificăm mai departe. Ceea ce va fi foarte greu, dar asta nu înseamnă că nu încercăm. Laser Trace, hai să vedem. Mamă, iar suntem cu dragonașul ăla care e bun. Eu după skin-uri îmi dau seama dacă mai concura cu ei sau nu. Bine, pot să fie și alții, că mulți avem aceleași skin-uri, dar nu asta e ideea. Am început ușor. Bun. Mă, se agită oamenii aici. Vreau doar să nu mă încurce. Asta îmi place. Cu cât rămâne mai puțin, cu atât e mai ușor, pentru că ne mai încurcăm noi între noi. Și după ce că eu nu sunt cel mai bun, mă mai încurcă și ei. Uite și tu. Uite cum s-a băgat în fața mea. What the fuck? Come on, stai acolo, vezi de drum. Trebuia să mai rămân eu mai pe centru, dar nu-i bai că nu ne grăbește nimeni. Ha. Ce ha. Nu e ok că mi-a luat emote-ul ăla pe 1, pentru că emote-ul ăla efectiv te oprește în loc. Și eu dacă cumva îl dau din greșeală, o să pierd, pentru că vine laserul pe mine. Ok, am sărit puțin cam de vreme aici, dar nu e bai. Avem timp. Dublu săritură. Ce s-a ars la chiar în fața mea. Am căzut pe rumegușul lui. Hai să sărim aici încet. Bam. Că nu ne grăbește nimeni, mergem în X. Formă le sărim pe astea două, ambele. Formă ne întoarcem, sărim în X acolo. Sărim în X aici, da. Sărim în X aici. Ia uite, mă, ce se aruncă oamenii, mă.
Ia uite mă ce se aruncă oamenii măi. Băi, m-am pins! M-am pins! Băi, ce oameni mă, m-am pins mă. Eu încerc să joc aici corect, cinstit și el mă împinge mă. Nici nu vreau să știu, Doamne, lăsați-mă. Nu cred că ne calificăm mai departe, dar încercăm. Încă avem șase, încă avem șase. Hai că reușim. Trebuie să fim pozitivi, reușim. Îi dăm play direct, poziția 240. Și am intrat în runda, cred că a 5-a. Am și uitat ori 4 ori 5. Încercăm și noi să-i blocăm puțin pe ăștia, n-am blocat pe nimeni. Am încercat doar. Văd că oamenii exersează săritul, nu știu ce exersează ei. Opa. Cum ar fi să pierdem fix la asta de început, asta ușoare. Merge pe aici, nu-i grabă, nu-i grabă. Ui, pam, ce cap am dat. S-a dus găinușa, nu s-a dus. Încă-i cu noi găinușa. Încă-i cu noi găinușa. Și găinușa s-a trecut. Salut. Sărim și-l blocăm. A, n-am reușit. Am zis că-i fac schema ță. Am zis că-i fac schema ță. No, nu, e greu să-l împingi acolo. Ziceam eu că nu-i împing, că e joc corect, dar și eu încerc să-i împing. Și mă oftic când e mă împing pe mine, știți? Haide, găinușă! Vezi că n-avem loc amândoi. N-auzi mă că n-avem loc amândoi? Alex, hai tată, fă ceva. Mamă, o să vină alea grele, o să vină alea grele, o să vedeți voi. Ce bulangii au sărit de pe aia, pe aia la alta ca să nu trebuiască să spargă ca să picăm noi fraierii. Round over. Am mai pierdut una. Hai măcar poate ne intrăm în top 2000. Nu știu dacă ne mai calificăm în top 2000. Nu știu exact cât s-au înscris ca să-mi dau seama. Dar stăm prost rău de tot. Cred că dacă le câștigăm pe următoarele 5, e posibil să ne calificăm dacă le câștigăm pe toate 5. E greu, dar e posibil. Începem runda 6, se pare că uite avem cineva, Royuli. Are același nume ca mine, ce fain. Și are și skin-ul ăsta mișto de zăpadă. O să-l iau și eu când îmi iau PES-ul. Dar mai e până atunci, hai să fim foarte atenți, să ne concentrăm foarte tare la jocul ăsta, că doar așa câștigăm, pentru că încă nu sunt expert. Opa! Cât noroc a avut! Cât noroc a avut! Chiar a avut foarte mult noroc tipul ăla. Încercăm să fim cât mai departe de oameni. Cred că așa o să putem să câștigăm dacă stăm cât mai departe. Uite, toți vin în coa, îi așteptăm lejer să sară și noi sărăm unde nu sare nimeni. De exemplu aici pe diagonală. Da, cred că asta e strategia. Cred că asta e cea mai bună strategie. Uite, ăsta vine. Dar efectiv avem timp să-l așteptăm. Sau nu? N-avem timp? Avem timp. Avem timp, tata, avem timp. Mamă, până acum a eliminat niciunul. Mamă, ăștia sunt oameni de-aia buni, mă, frate meu. Sunt oameni buni. Ia uite, mă. Ia uite, mă, cum mă feresc eu și au ars băieții ăia. Au ars, i-au ars. Îmi pare rău pentru ei. Dar aici o să fie doar un singur câștigător în turneul ăsta. Bine, nu cred că eu, dar... o să fie doar unul. Sărim aici, că e mult spațiu. Sărim peste toate astea. Alunecat el, mă, alunecat el un milimetru, mă. Un milimetru, mă, alunecat. Of, of, mai avem oare șanse să ne calificăm? Asta aflăm doar la sfârșit. Una, două, patru runde mai sunt, suntem pe locul 300. Auleu, vai de mine. Și nu știu cât merg mai departe, top 100 sau top 80? S-ar putea top 80 să fie. Sau 100, 120. Cred că avem șanse, cred că avem șanse, suntem în runda 7, avem șanse. Și începem runda cu numărul 7. Iar suntem cu Iulie aici, e bine și cu multe. Mulți cocoși de ăștia, curcani, firarii de curcani. Uite, trebuie să învăț să sar pe blocurile alea. Deci aici, pentru că se mișcă blocurile, trebuie efectiv să sar din timp. Din timp să ai răbdare. Uite, ai văzut? Deci, ok, cu 3 blocuri în urmă. E bine că tot la turneu exersăm pentru următoarele turnee. Mama aia s-a aruncat jos și pe urmă a revenit. Oh my god, what a player, what a player, ce player bun. Ce player bun. Deci știi ce mă întreb? Dacă oare te urci pe un ăsta? Hai să-l blocăm pe ăsta. I'm sorry, not sorry, not really sorry. Hai să-l împingem doar așa mai puțin.
M-am împins el pe mine, m-am împins el pe mine. M-am salvat. Repejor. Vedeți dacă faceți rău la oameni? E posibil să pățiți voi. Am avut noroc aici. Până acum a eliminat vreunul? Da. Hai că cineva trebuie să spargă pe asta. Haide! Calificat! Am avut noroc. Recunosc, am avut noroc. Este tată ce asta... Asta era runda a 7-7, dacă e 7 avem șanse. Era runda a 7. A, era runda a 7, avem șanse să ne calificăm. Trebuie doar să mai câștigăm 3. Și runda numărul 8. Hai cu win-ul. Mai suntem cu Iulie aici, nu mai e Iulie cu noi. E Denis, sunt alții, dar nu mai e Iulie cu noi. Hai să-l facem și pe ăsta. Hai să ne calificăm și la asta mai departe. GG. De ce râdeți, măi băieți, măi, și ziceți GG? Așa bun vă credeți pentru că sunteți buni. Opa! Mamă, what the fuck a făcut Emi? Voi ați văzut ce a făcut Emi Gaming? Mamă, cum a sărit. Ok, doar 3 eliminați. Se pare că n-am intrat foarte mulți aici. Cum e? Sărim peste toate 3, nu? Da, băieți, așa facem. Așa facem, mă iau și eu după voi că sunteți mai buni decât mine. Aici cum mai sărim? Sărim aici și părăm peste toate 3, hă? Exact, bine că n-am mai venit una din față, că dacă mai vine una din față, ăla era. Ok, stai că au început să vină de la spate, nebunele. Au început să vină de la spate. Mamă, dar ce sărim toți în sincron, așa, zici că ne-am vorbit? Zici că ne-am vorbit, nu altceva. Opa, a mai fost încă unul eliminat. Doamne, sper să nu fiu eu. Sărim aici. Calificat. Hai să ajungem și la runda numărul... Sau 9, fac ce uit, cred că 9. Hai băieți, hai, vă rog, lăsați-mă și pe mine să mă calific mai departe. Cu toate că am făcut un calcul, dacă noi acum câștigăm următoarele două, înseamnă că câștigăm jumate din ele. Jumate din ele ne duce pe locul fix 200. Locul 200, nu cred că ne calificăm cu locul 200, trebuie să fim în locul 100, în top 100. Da, ceea ce o să fie cam greu, dar mă rog, acum încercăm. Eu mă bucur că sunteți alături de mine și că apăsați butonul ăla de like și bineînțeles că vă abonați. Apropo, s-a activat și funcția, era să mor, funcția de join. Acum puteți să deveniți membri, puteți să primiți follow de la mine. Efectiv, apăsați pe butonul ăla de join de lângă abonare și o să vedeți tot ce puteți să primiți dacă deveniți membri. Hai să ne facem o comunitate cât mai frumoasă de membri, să fim cât mai mulți, pentru că oricum toți bănuși și strângi tot în canalul ăsta, să-i bag, tot în voie bag cu diferite premii, am fost calificați. Hai de parte, este! În timp ce vorbeam, nici măcar n-am fost atent la jocul ăsta și am mers mai departe, că stăteam să vorbesc cu voi. Hai să vedem. Deci, acum noi mai avem o singură rundă, dacă nu mă înșel. Stai că verificăm chiar aici. Da, mai e runda 10 și suntem pe 186. Ne-a aruncat sub 200, deja că o câștigăm și pe asta. Mamă, trebuie să câștig pe asta și e cu lasere. Ne calificăm mai departe dacă câștigăm. Mamă, doamne, sper. Sper să mă calific mai departe. Mamă, direct îmi intră în meci și mi-au transferat palmele, am emoții, pentru că n-am depășit faza a doua până acum niciun turneu. Bine, am și jucat doar două, de ziua lui Mădălin și acum de ziua României. Hai să ne concentrăm pe jocul ăsta, ne plecăm bine la ochii, ne revenim până în 3, 2, 1, haide frate, hai că reușim. Dacă nu mă încurcă băieții ăștia, eu zic că reușesc. Ia-te-l pe Blue ăsta ce exersează el. Pare bun, aș zis că e mișto. Nu știu care e faza cu fețele negre, că băgă toți își pun fețe negre. O să-mi pun și o culoarea neagră. Oh, fuck, mă mănâncă ochiul drept. Nu vreau să-l scarpin, va trebui să-l scarpin. Fuck, nu-i bine. Hai să nu fim sub tensiune, hai să fim chill. Că dacă suntem chill, sigur ne calificăm oricum mai departe. Mi-ar fi plăcut să joc și cu Mădălin în turneul ăsta, efectiv să pic cu el. Dar n-a fost să fie. Sărim aici în X, ne riscăm puțin. Câți mai sunt? 3 de eliminat. 3 se pare. Deci a zis oare cum că avem 6. Uite, a mai fost unul eliminat acolo. Ok, hai că începe nebunia. Începe? Nu prea începe. E încă chill, încă 2 eliminați. Oh, mamă, ce era să sară în laser. Ce era să sară în laser? Ca și mine, pe de altă parte. Sărim peste ambele cu o săritură normală. Ok, încă unul care trebuie eliminat. Doar unul. Unul singur. Uite, ridică-te, calific! Hai în faza 3, te rog să intru în faza 3. Știți care e faza? Pentru că noi acum nu o să ne dăm seama dacă intrăm în faza 3. Pentru că dacă intrăm în faza 3, ia să vedem ce scrie aici. Scrie ceva? Top 100 player. Și momentan sunt pe 194. Dar e posibil să se mai schimbe locul. Pentru că unii n-au terminat încă meciurile și dacă ei pierd,
s-ar putea să se schimbe, dar nu că avem jumătate. Da, nu cred că o să rămânem aici. Slabe șanse să mai urcăm, slabe șanse. Hai să vedem grupele, să ne uităm acolo, cred că ne putem da seama. Deci loc 100. Hai să vedem cine e pe 100, câte victorii are, pentru că are 5 victorii, e posibil să ne calificăm și noi. Dar uite, văd că cu 6 victorii. A, 5, 5 victorii. A, dar 0 eliminări. Deci ăștia ar trebui să piardă toți. Tot. Încă n-au terminat rundele. E cam greu. E cam greu. Uite, vezi că la rundele 7, 8. Da, și pormă 100. Slabe șanse să ne calificăm. Eu o să aștept aici și o să vă țin la curent. Bun, se pare că s-au terminat rundele și se pare că pe ultimul loc trebuia să ai 6 victorii cu 4 loseri și să ai noroc. Să ai noroc să ajungi să te califici. Dar se pare că noi nu ne-am calificat pentru că suntem pe locul 156. Dar sincer, sincer, am făcut mult mai bine decât turneul trecut. Eu sunt foarte mândru de mine. Se vede că avansăm, se vede că avansez cel puțin, că voi sigur sunteți buni. Chiar sunt curios cine ia finala. O să ne uităm până la sfârșit, să vedem. Dar până atunci, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Am făcut o grămadă de experiență. Uitați ce departe am ajuns efectiv aici. Când o să luăm Brawl Pass în următorul episod, o să luăm și chestia asta. Vreau să văd totuși dacă mă calific în primii 2000. Cam greu, dar vedem la sfârșit și vă anunț în episodul următor. Eu am fost la Leonardo, care de obicei, vă ziceți ce mai tare, apăsați și butonul ăla de subscribe, verificați la join acolo, că vă dau follow și pe TikTok și pe Instagram, în funcție de ce abonament luați acolo. V-am pupat!